Am liber în jurul meu, am lumină, am tot ce-mi trebuie. Teoretic, acest clip ar trebui să iasă ok, dar nu se știe niciodată, pentru că totuși mi-am niște pisici în spate care aleargă. Eu oricum sunt optimistă. Sunt optimistă pentru că măcar nu o să mai împice bateria fix cum mi s-a întâmplat la clipul anterior. Băi, deci mi-a fost atât de ciudă. Pentru că chiar mă străduise, mă chemise să vă arăt cât de bine a reușit să mă machez chiar și cu atâtea pliuri și chestii. Și da, o să începem ca și data trecută. De fapt, asta vreau să vă spun, de acum o să folosesc pânglicuța asta când o machez și chestia asta vă recomand și vouă. Pentru că atunci când îți pregătești tenul și te machezi, nu e foarte iurea când îți intră un fir de păr, fie ți intră în ochi, se agață de gene, se lipește de buze, de așa. Așa cu chestia asta, chiar dacă nu o să arăt eu foarte interesantă. Stă frumos, părul prins și... voilà. Pe asta am primit-o de la Lorena, când am făcut acum cel mai recent swap cu ea. Și Lorena, știi de câte ori am vrut să-mi cumpăr o chestie de asta? Și nu știu. Mergeam fie la Jumbo, uitam, mi-aduceam intra casa de marcat. Mergeam în alte gen DM sau așa, nu găseam. Și tot așa, deci nu știu. Iar când a venit asta de la tine, știi cum? Parcă mi-ai... Te-am scârțit ceva. Ah, se freacă breteaua asta de la sutien, se freacă de pancă și se aude un hârâit, un hârâit ciudat. Da, mă scuzați, eu sunt foarte despuiată în general. Prin casă, pentru că la noi este foarte cald. Am norocul să stau într-un bloc foarte bine încălzit și da, asta e. Pe fața mea am aplicat deja, am curățat, am aplicat cremă de ochi, am aplicat ser până m-am așezat aici, pentru că nu rezist după ce mă demachez să nu aplic ceva, dar am lăsat această cremă hidratantă și cu SPF din gama Defense de la Paula's Choice. O cremă minunată și se pare că nu mai eu spun asta, mai multe dintre voi, cele care ați cumpărat-o, mi-ați confirmat același lucru, nu știu dacă a focalizat bine, o să văd probabil după. Dar înainte de asta, eu simt întotdeauna, chiar dacă m-am dat cu ser și așa, pentru că a trecut vreo jumătate de oră de când s-a întâmplat chestia asta, pentru că mi-am făcut setup-ul aici, mai simt nevoia să aplic un facial mist și de data asta va fi ceva cu nucă de cocos, o marcă care se găsește la Sephora. Așa simt eu, nu știu, inclusiv între aplicări, cremă, ser, eu simt nevoia să fac un re-something, nu știu cum să spun. Bun, ca să fiu sigură că focalizez chestia asta, mai pun o dată ochelarii, doar ca să o vedeți voi cât se poate de bine. Se cheamă Gama, este Defense și este o cremă și cu efect un pic de glow, dar are și SPF, o grămadă de antioxidanți. Gama Defense de la Paula's Choice a fost gândită în așa fel, a fost lansată vara trecută. Așa arată, e un pic galben, maro chiar, pare, o vezi așa, zici că e un BB cream, dar nu este un BB cream. Am oglinda aici, deci când o să mă uit mereu în partea asta, mă uit de fapt în oglindă. O puteți aplica și pe ochi, ca să vă asigurați protecție pe toată fața. Deci gama asta de fans a fost gândită ca o gamă pe care o poate folosi oricine. Oricine care n-are timp să se gândească la toate, vai, stai să am și acid hialuronic, stai să am și aia și aia și aia. Paula Bigun a gândit această gamă oarecum pentru... cei care trăim în oraș, care avem un ritm foarte nebun și alert de viață și care nu avem atâta timp să stăm cu 7000 de produse la baie. Adică avem și perioade când nu... și poate nici resurse financiare. Și atunci, gen cu o gamă cu doar câteva produse, are o cremă de noapte, are o cremă de zi, un ser de exfoliere cu o concentrație extrem de mică pe care și eu o pot folosi. Nu știu dacă e cu așa sau cu BHA. Cred că e cu BHA. Nu mai știu să vă zic. Cu acest salicilic. Așa. Ce mai are? Un gel de curățare. Și care mai are ceva? Deci cremă de zi, cremă de noapte, serul acela și produse de curățare. Nu am impresia că sunt doar 4 produse. Bun, am aplicat
aplica crema. Ea are așa un mic glow, să zic, dar e foarte atipică pentru o cremă cu SPF, pentru că nu, eu nu simt deloc că are SPF sau ceva de genul. E foarte așa light. Bun. Am să vin cu, ca și fond de ten, să zic așa, cu un CC cream din gama premium de la Gerovital. E un produs despre care v-am mai vorbit și cu alte ocazii. Un produs care își merită fiecare bănuț. Uniformizează bine culoarea tenului, asigură și hidratare și e printre, nu știu să zic așa, e și un produs românesc. Cred că mă mișc eu și îmi tremur puțin mâna. Și are și luciul ăsta și de asta probabil nu focalizează. E genul de produs care, cu siguranță, ar mulțumi și pe cineva care folosește produse de high-end, precum și pe cineva care nu are foarte mulți bani să investească. Ea costă în jur de 70 de lei, dar gândiți-vă că este un produs premium, un produs cu o concentrație mai mare de produse, de substanțe bune. Vine și cu pompiță și cantitatea e mare, sunt 30 de mililitri de cremă. E foarte bine ambalată, foarte bine prezentată. Iar eu pe asta efectiv o aplic cu mâna, pentru că e ca și o cremă. Practic, bine, mai mult prin tapotare încerc să nu, să nu încep de la început cu frecatul. Acum, ok, trebuie să o întind, n-am ce să fac. Puteți apleca și pe ochi. Are și ea puțin SPF. Deci avem SPF o grămadă. Bineînțeles, dacă simțiți nevoia sau nu vă place să aplicați cu degetele, puteți foarte bine să folosiți o pensulă clasică sau un burețel de fond de ten. Ea are o acoperire transparentă, după cum vedeți, nu, adică vedeți coșul ăsta de aici a rămas în continuare acolo. Practic, aia este urma de la un coș. Eu am acolo un coș care apare din când în când, dar el e fix. Și îl am, vreau să vă zic, de, cred că de vreo 15 ani este acel coș și el stă acolo. Se neutralizează la un moment dat, la un moment dat iar apare, deci e un fel de prieten așa, știi, deci, nu pot să zic, la un moment dat mă gândeam că vreau să scap de el, după aia am zis că stai puțin, nu știu, pentru că culmea, acel coș, coșul ăsta care stă tot timpul aici, îmi dă și foarte mulți indicatori despre diverse lucruri, deci știu și când vine ciclu după el. Da? Așa că e bine, acolo un prieten mă anunță cu câteva zile înainte. Așa, am dat cu asta și acum o să folosesc, nu e foarte sexy această cutie, dar înăuntru vreau să vă spun că e un super produs. Este pudra de la La Prairie, pudra liberă. Și aici am primit puțin la un moment dat, mi-a dat Georgiana de la She Queen Quest, pe care o salut și pe care, apropo, vă invit să o urmăriți pentru că face niște clipuri foarte drăguțe. Și povestește foarte bine comparații între produse, pentru că chiar e o persoană care cunoaște produse. Așa. Și ea mi-a dat la un moment dat, pentru că știa că îmi plac pudrele libere, ea a cumpărat-o și eu eram așa în dubii dacă să o cumpăr sau nu. Și ea mi-a zis și ceva mai bine, îți dau puțin din ce mi-am cumpărat eu, ca să te lămurești. Ea mi-a zis într-adevăr că asta îi se pare că e ceva mai matifiantă față de alte pudre libere. Ce pot să zic, e o pudră ușoară, e o pudră plăcută. Ce e foarte mișto este că La Prairie o vinde într-un ambalaj chiar mare și vine și cu două recipiente, un recipient de travel și un recipient... Ce faceți mai pe aici? Ăștia aleargă pe pisici. Încă vor mai fi vreo săptămână, 10 zile după care vor pleca. Așa. După aia să mă vedeți cu clipuri lacrimogene. Că au plecat pisicii, dar n-avem ce să facem. Da. E ceva mai matifiant, adică pe asta mai degrabă aș recomanda-o poate cuiva care are și ten cu ușoare tendințe de îngrășare. Dar, pe de altă parte, și dacă tenul l-ați văzut și voi, e super mega hidratat înainte, nu are ce să facă rău, pentru că e o pudră liberă, e o pudră ușoară, să spun așa. Pudra am aplicat, după cum dacă ați văzut, am început totuși cu machiajul feței. N-am mai făcut ca trecută să machiez întâi ochii și așa. Pentru că de data asta, chiar dacă voi folosi iar bright violet, frumoasă asta. Deci îmi place paleta asta extraordinar, deși mie nu-mi place culoarea mauve și mă țin departe. Ia uitați ce-o venit aici. Ta-da! Ce lămâțe! Sunt numai practicioarele mele pe aici.
Paleta asta, care e o frumoasă, chiar dacă așa cum v-am zis mie, nu îmi place foarte mult nuanța violet, dar este atât. Uitați, mi-a picat folia aia deasupra. A picat undeva, o să iau la un moment dat. Este atât de frumoasă și pentru că data trecută am folosit, să zic, culori mai tare, acum o să mă joc mai mult cu culorile mai cuminți, că, adică cele din partea asta, ca să vedeți că se poate face și un machiaj de zi decent, liniștit, adică chiar foarte decent și foarte liniștit, ca să spun așa. Am să aplic, bineînțeles, iar o să vin cu acea culoare deschisă, care îmi place foarte mult, asta de aici, pe toată plapa, cum am făcut și data trecută, și numai că voi nu ați văzut, pentru că, azi că trebuie să-mi schimb pe aici, cum se cheamă, ce e Patrick? Deci unul dintre pisici se uită foarte curios la mine, ce, Doamne, oare ce face asta? Așa, culoarea deschisă pe toată suprafața. Să o aplicăm întâi, am să o aplic de fapt, sunt doar eu. Nu știu de ce ne vine mai ușor să folosim acest, cei care facem YouTube, am observat că celelalte fete, nu doar eu, care facem YouTube, folosim acest plural. Bine, se spune că e un plural al autorului, un plural în... Da. Adică un plural care oarecum vă include și pe voi, adică vai, sunt... Și voi ați putea face același lucru, deși nu, eu nu pot, de exemplu, să vă machiez în timp ce mă uit la un clip. Mă uit la un clip și după aia, dacă e, pot să-mi iau de acolo idei. Bun, deci am venit cu culoarea deschisă pe toată suprafața. Acum am să vin cu o culoare un pic mai închisă, nu știu exact pe care să o aleg. Stai, un pic murdar. De ce e un pic murdar? Ce mă enervează când doar încerc puțin ceva și las pensulele așa, dar pe mână nu lasă nimic, nu e ok. Am să vin cu această culoare, cu un maro, așa, care pare a fi și mat. Bun. Să folosesc o pensulă mare, pentru că chiar vreau să mă bucur de toată această nuanță. Adică așa, pe o suprafață mai mare, ca să nu mai fac exerciții exagerate cu... Vă ziceam în clipul trecut, da, păi n-ați apucat să vedeți, să nici să auziți, pentru că bateria a dispărut, că în ultima vreme m-am hotărât și eu să nu mai trag de ochi. Am văzut niște tutoriale ale unei tipe din... De fapt, sunt două americance trecute de 60 de ani, care se machiază și spuneau și ele că până la urmă nu tragi de ochi, lasă să se așeze farda așa cum e. Chiar dacă tu ai creți, linii, pleapa nu mai e ca la niște ani puțin, să lași fardul acolo să se așeze cum îi vine lui. Pentru că dacă o să tot tragi, se așează fardul la riduri, la pungi chiar, că se formează acolo. Și nu mai arată foarte ok, să spun așa. Ce am să folosesc, am să mă duc totuși, am să iau un pic de culoare mai închisă. Doamne, ce făceam pe aici? Luam pasta. Bine, dacă tot am luat, hai să pieptănăm puțin sprâncenele. La sprâncene încă n-am ajuns la Dana, trebuie să ajung cât de curând. Să mi le aranjez și pe acest, an. Apropo de asta, am văzut că foarte multe fete care fac machiaj de ăsta de Instagram, să zic, folosesc, să iau asta subțire, care e practic ca de eyeliner, folosesc benz aici să pun, nu știu, mi se pare foarte ciudat, ar putea fi folositor, să zic așa. Cu asta am să mă duc pe o culoare foarte, foarte închisă, să vă arăt acum, am să mă duc pe... Astea două o să le combin, să fac așa, să mă duc pe fiecare, adică să fac păc, 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 păc. Și am să fac, am să încerc ca și cum aș da cu creion. Eu de multe ori sau cu tuș, mai multe iau din mouth, mai multe o să iau din mouth. De multe ori, în loc de creion, prefer să folosesc tot un fard închis. Așa. Și vedeam cu acele benzi că da, e o chestie, că ți iese așa machiajul, dar este foarte grafic. Zici că e desenat, parcă zici că e pus cu... cum se cheamă? Cu
cu șpaclu așa, deci nu e, nu mi se pare că arată deloc natural. De multe ori pare și editat, zici că și-a tăiat ea, așa a făcut cu... Dar nu, așa iese pentru că... Na, dacă persoana și-a pus banda aia, el iese normal. Unde a fost banda, nu se mai... nu se mai vede. Cam așa, să zic. Aici, în fine, dacă mai vreau să intensific puțin partea asta, pot să vin cu altă... Las că acum a început războiul pensulelor. Pe aici stați un pic, că tot trebuie să-mi pun ochelarii pentru că... Prânză. Și asta vă ziceam că mi se pare că este totuși mult prea, nu știu, artificial, așa, parcă n-ar fi... Am să folosesc chiar pensula pe care am folosit-o ieri, pe care exact de move-ul ăsta am urdărit-o. În maica de data asta am să mă duc la move-ul de aici de sus ca să intensific un pic acolo culoarea în pliu. Este foarte artificial, vă ziceam, și nu știu, stupid de perfect, adică parcă ești păpușă desenată, nu parcă ești om machiat, pentru că nu are cum să-ți iasă o linie dreaptă atât de sharp, de perfectă, să zic, doar dintr-o pensulă normală și făcând blending și așa n-are. Apropo de blending, îmi plac în fardurile de la pupa asta, am remarcat de la început, se blenduiesc foarte, foarte ușor. Practic nu trebuie să te chinui prea mult ca să blenduiești, parcă se blenduiesc singur, ca să zic așa. Parcă simt nevoia să mă duc să mai iau un pic mai mult. Vedem acum ce o să iasă. Dacă nu o să plâng. Nu, încă nu plâng. Cam așa vă recomand și vouă, nu știu. Asta e găselnița mea, adică merg din aproape în aproape cu culoarea, încet, încet, uitându-mă în oglindă, până îmi prind culoarea și aranjarea care mă avantajează, să zic, cel mai mult. Da, deja acum încep să se vadă ridurile mai intens și mă opresc, ca să zic așa. Ce am să fac acum? Am să vin cu acel roz foarte deschis pe care l-am folosit și ieri și mi-a plăcut enorm de mult, ăsta de aici de sus. Am să vin un pic cu degetelul cel mic în degetul cel mic în colțul intern. Mie de multe ori la detalii de astea extrem de mici și de delicate îmi place să folosesc degetele, pentru că e mai safe. Pentru că totuși un machiaj de zi n-am să mai pun aici și în arcadă, pentru că nu știu, mi se pare totuși prea mult. Dacă îți pui și ziua și sub arcadă, acolo e prea mult. Asta e părerea mea, mă bineînțeles, fiecare se face cum simte, da? Eu vă zic cum fac eu. Și am să iau doar creionul de sprâncene, pe care cel bine ar fi să-l găsesc. Creionul meu de sprâncene, da. O să vă trebuiască să îl scot. Am mai dărâmat ceva între timp. Așa. Se iau tot creionul de la... asta cum se cheamă... De la Mariono, pe care tot l-am folosit în ultima perioadă. Îmi place foarte, foarte mult. Fisicii mei se urcă acum pe perdea, de-aia rămăsesem așa puțin consternată, ca să zic. Măi, ce faceți acolo? Poate îndrămați aparatul. Eu aici, în partea asta, am niște fire lipsă, adică fire lipsă. Așa e sprânceava mea, că nu e lipsă. Așa a fost întotdeauna. Adică nu e ca și cum le-am avut la un moment dat și apoi n-am mai fost. Pur și simplu, așa am fost eu acolo, construită de natură. Dar ca așa, ca să îmbunătățim un pic, vin cu un pic cu creion. Și apoi dau un pic cu periuța ca să aranjez cât mai
cât mai frumos, ca să, ca să zic așa. Măi, ce faceți aici? Este teribilă joaca lor. Și aș mai fi vrut să iau un pic un creion negru. Pam, 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 pam. Știu că aveam un creion bio. Da. Este un creion pe care l-am de la Natura and Organic Eye. Și am tot zis că îmi place și că pot să-l folosesc fără probleme ceva mai des, pentru că este mult mai plăcut ca și aplicare, ca și tot. Adică nu îl simt efectiv pe plapă și cu el practic am să intensific un pic, să zic așa, ce am făcut aici cu acel mov. Știu că teoretic ar trebui să fac invers, adică întâi să dau creionul și apoi să vin să-i stompez cu fardă, dar acum să zic că am deja aici o linie stompată. O umbră făcută cu acest mov. Și acum mai vin cu acest creion, care nici el nu lasă, fiind bio, fiind dintr-un material așa un pic mai moale, nu lasă acel efect ca de eyeliner sau, nu știu, să se vadă așa de la 3 km că sunt dată cu creion. Nu știu cât se poate vedea acum. Da, parcă s-a făcut și un pic de fallout, dar nu foarte mult. Diferența față de ieri este că, de exemplu, acum eu nu am mai aplicat, nu mi-am mai aplicat și anti-cearcăn. Nu simt nevoia să aplic anti-cearcăn tot timpul. Uneori cearcănele astea sunt și acum nu am folosit prea mult mov ca să vin așa într-un... Mai ce faceți aici, mai? Deci pisici, dacă o să-mi dă... Dacă vedeți că dacă voi vedeți că mi se mișcă camera, este de la o maimuțică de asta, o brăznicuță. Ia uitați-vă la ea. Uitați-vă la ea, că n-are stare. Eu nu am stare și vreau să dărâm camera lui mami, că nu-mi place. În cap o să mi se suie. Să scap cum chiar s-a prins. Da. Nu, seara oricum, seara vin și în capul nostru și în doamne, trebuie să ai grijă cum... cum te culci seara, pentru că e jale cu ei. Ce am să folosesc în schimb ca și e? A să fac chiar chestia aia care știu că nu e foarte ok și anume întâi aplic iluminatorul din paleta asta Cosmic Lights de la Berry M, pe care o găsiți la Marionu și care din ce știu este și foarte accesibilă ca și preț, iar acum cu reducere cred că e și mai accesibilă. Și am să folosesc chiar din acel roz de sus. Ce faceți voi aici, prichindeilor? E jale ce aici. Nu știu dacă voi auziți, dar numai păc, păc, păc. Și iar râdem așa puțin. Acum țineți cont că e totuși un machiaj de zi, nu mă pot baboaza prea mult. Și... am să folosesc de la Clarins, uitați ce frumos vin blush-urile de la Clarins, Blush Prodige, nuanța Miami Pink. Ah, ce bine că e cu oglindă, oglindește. Așa arată și acum să vă arăt și cum arată efectiv blush-ul. Avea și pensulica lui, numai că eu scot de obicei pensulicile pentru că nu le folosesc. Îmi place să folosesc întotdeauna pensula mea și în cazul ăsta este o pensulă must-have. Îmi place tare, tare mult. Așa și o să băgăm un pic de Miami Pink în obraj. Și asta a fost partea de, să zic, de blush de rimel. Ei, o să folosesc un rimel complet nou. Este unul din produsele pe care le-am primit din partea Ade. E o periuță foarte deasă, foarte grăsuță, așa să zic. Hai să vedem și ce știe să facă. E... le separă, poate de aici vine volumul. Nu le încarcă foarte mult, deși e un rimel nou-nouț. Mă așteptam să... încarce mai mult, dar da, partea de separare o face frumos, să zic așa. Am să mai iau puțin, că nu e suficient de încărcată. Să vin mai aproape, așa, să vedeți și voi ce fac aici.
E destul de pufoasă, adică chiar se simte pufoasă. Parcă m-aș face cu un puf la ochi. Încerc să... Nu prea se poate face cu ea, văd că detalii. Pentru că și vârful e foarte... grăsuț, așa să zic. Da, bine, cam asta ar fi efectul. Nu e numai, e rimel. Le accentuează frumos. Să știți că acum când vin de aproape și în lumina asta natural, normal că acum sare iluminatorul de la 7 km. Mai am și pânglicuța asta pe cap, așa și toată fața se vede foarte albă. Dar uitați, deja când organizăm toată fața, mă văd mult mai normală, nu? Pentru că și uneori mă uit pe clipurile mele și zic, Doamne, cât de tare se vede iluminatorul sau aia, și zic, în realitate nu se vede așa. Adică eu când merg pe stradă, nu știu, mă uit în oglinda retrovizoare a mașinii sau pur și simplu mă uit efectiv într-o oglindă, că mai, dacă vreau să mai verific rujul sau ceva, nu se vede în halul ăsta. În schimb, când mă uit pe clipuri, mamă, zic, în ce hal se vede? Zici, cam 7 milioane de tone de... Ei, ce ați făcut acolo? De ce vă bateți? Nu vă bateți acolo și nu îndărâmați trepiedul. Vă rog frumos, că dacă și nici clipul ăsta nu iese ca lumea, cred că mă împușc. Bun. Nu știu de ce simt nevoia de un pic de contouring. Și am să iau... Da, contouring acum după ce am făcut, știu, toate le fac invers. Și am să folosesc paleta asta care îmi place la nebunie, de la Seventeen Paradise. Vă tot arăt, pentru că îmi place. Plus că v-am și promis că o să încerc să nu vă mai arăt doar produse scumpe, pentru că mai multe dintre voi mi-ați spus, Ana, dar tu ne arăți numai așa, numai produse din gamele de high-end, așa, mai arată-ne și produse mai accesibile. Ei bine, uite, o să vă arăt și produse mai accesibile. Paleta asta este în jur de 100 de lei la Kendra, parcă găsiți, și n-am toate celelalte magazine care au produse Seventeen Cosmetic. Și o să luăm culoarea asta de la mijloc, care este un maro mat, foarte simplu, foarte banal. Să fac cu el efectiv un contouring. O să vin pe linia asta, aha, aici pe dedesubt. Pac, pac. Adică nu mă apuc acum de conturizat lucrurile. Pur și simplu, puțin acum. Da, și acum e bătaie la litieră, nu știu, acolo. O să-mi subliniez aici și puțin linia asta a bărbiei. Dacă știți că veți purta decolteu, puteți să o faceți și pe aici, așa puțin. Nu știu, în fine, vă gândiți fiecare cum vă doriți. Eu atâta mi-am simțit nevoia să-mi fac acum, nu mai mult. Și un pic aici am să-mi fac pe frunte, pentru că, bani, mie mereu mi se pare că am fruntea foarte albă și mare. Eminescu! Și prefer să o mai normalizez așa puțin. Hai că am pus peste tot. Acum mă uitam. Am pus peste tot. Deci exact cam în clipurile alea. Hai să mai pun și aici puțin, hai să mai pun și aici un pic, hai să mai pun și aici un pic, am să vin și am să... blenduiesc un pic cu pudra liberă de la Prairie. Asta, uite, o idee bună, apropo, între voi, prietene, dacă sunteți și vă luați o pudră mai mare, puteți să o împărțiți cu prietenele voastre, n-are sens să, dacă ați luat un produs, să îl folosiți doar voi. Aici o să... Asta am văzut, chestia asta am văzut la Manuela Mihalcea și mi-a plăcut foarte mult, că ea la sfârșit, după ce se machiază, vine efectiv cu pudra liberă și și își practic își omogenizează toate chestiile pe față. Îmi place cum se vede iluminatorul ăsta de la Berien, țineți minte. Ăștia se bat aici, se ceartă, nu știu ce fac psicile astea. Le apucă fix când încerc și eu să filmez acel tutorial de make-up care să iasă complet, să nu se mai piardă. Clarence, Eclat, Minute. Hai, așa. Este un produs care e ca un fel de bază pentru buze. Împa.
și are și un burețel în vârf, la fix, ca să-l aplicăm ușor. Ca un fel de bază, se cheamă Instant Light Natural Lip Perfector. Băi! Deci ăștia mici se urcă într-o cutie de-a mea cu parfumuri. Am o cutie în care tot scot, în care țin gen parfumuri care sunt cam îndoită de ele. Nu... sau au mici probleme, au cutia stricată, au capacul rupt, au chestii de astea și le ține acolo. Le mai scot, le mai bag înapoi în dulap. Și fix în aia s-a urcat. Da. Ia, pardon, pe salată chestia asta am să vin cu un blush de la Pupa, care nu știu cum se cheamă. Nu știu cum se cheamă. Arată așa. Da, să vedem. Când o să-l ia. Ria sau Rija. Nu înțeleg foarte bine. Ce? R, J, A. Ria. Maybe. I don't know. O să aplicăm puțin. Reamintesc că e un machiaj de zi obișnuit. Nu e foarte obișnuit, totuși m-am dat cu foarte multe chestii. E un machiaj așa mai de duminică. Când ai toate vasele spălate, e curat în casă, e ok, mai ești sărbătoare, nu trebuie să faci nimic. Și zici, bă, ia să stau și eu mă și să mă machiez. Vă recomand să încercați chestia asta din când în când. Când vă imaginați că tot timpul mă machez așa, am zile în care am pus doar, bine, într-adevăr, cremele, sunt 7 straturi de creme pe față, dar am doar un blush sau, nu blush, oh, ar fi mult, ar fi lux. Am doar un balsam de buze și și cam atât. Aș vrea tare mult să mă dau și cu glow-ul ăsta de la Pupa. Dar știi ce am să fac? O să mă dau așa un pic pe aici. Pentru că îmi place atât de mult. Ia, uitați-l cum arată. Uitați-l în ce hal arată. Cât de bine arată. Îmi place așa de mult și vreau să mă dau un pic cu el. Acum, asta e oricum. Apropo, nu o să ies din casă. Sau, mă să ies? Nu. Și dacă o să ies, o să mă șterstas nici de că nu ies în halul ăsta. Cu atâta iluminator. Și o să mă... un pic să mă glowesc și pe umeri așa. Dacă tot am venit mega despuie în fața voastră. Da, am un sutien de la 17 Cosmetic. Are doar partea de sus, cum arată. Este în acela fără... Mie nu-mi plac alea cu burete, cu balene, deși o teoria ar spune că la dimensiunile mele foarte mici ar trebui să port așa ceva ca să ajut natura. Dar nu simt nevoia. Hai că mi-a pus iluminator peste tot. Nu simt nevoia și atunci eu prefer să port chestii de-astea mai... Da. Am făcut toate prostiile astăzi în clip. Mi-am pus pisica în cap, v-am arătat studienul, mi-am pus iluminator și în cap și în așa. Ia mai vină atunci, ia mai vină atunci. Asta te zic din cine este. Cine este? Cine este? Pune tu acolo. Pune la fete. Cred că este Patrick ăsta. Da. Așa, spune tu cât de chinuit ești, că te-am luat de la joacă. Nu. Ah, să vi-l arăt pe Bonnie. Bonnie se pare că este cel mai fotogenic. Da, adică are... de când are... este mai puficios așa, seamănă foarte bine el cu Rafael. Ia uite, uite ce drăguț e. Dar Bonnie este cel mai cutie. Iar pătrățel, care este practic moștenitorul, să zic direct, de la pătrățel, mi se pare că are figura aia de vulpiță obraznică. Ia uite. Și tu uite-te un pic să te vadă fetele astea cât... Mamă, dar n-ar sta nici 3 secunde. Și ăsta e cel mai zgricios, cel mai... care ne lasă toate urmele. Ia stai să vedem. Dacă reușesc să-i prind. M-am prins doar 2, mă uite. Avem un buchețel de pufuleți. Deci am făcut toate prostiile. Azi am pus mâțele în cap, mi-am pus iluminator, v-am arătat și bretele de la sutien și mai departe și o să încheiem și să te fericită că nu s-a închis asta cum se cheamă bateria.